APIA anunță prioritizarea plăților pe care le mai are de efectuat către agricultori. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că și-a prioritizat plățile pe care le mai are de făcut către fermieri. Sunt încă sume importante pe care producătorii agricoli din Neamț le așteaptă și cum termenul limită pentru achitarea subvențiilor este 30 iunie, APIA trebuie să găsească o soluție și să se grăbească să finalizeze toate plățile aferente anului de cerere 2015. În momentul de față, mai bine de 190.000 de crescători de animale din județul Neamț, dar și din întreaga țară, își așteaptă subvențiile pentru anul de cerere 2015. Iar în acest moment nu au primit de la APIA o dată exactă pentru debutul plăților, după ce data de 25 mai anunțată inițial nu a fost respectată. Există însă și vești bune pentru nemțenii care dețin ferme zootehnice și au de încasat plăți de la APIA pentru această ramură. Conform unui comunicat al reprezentanților instituției, se anunță că plățile din sectorul zootehnic reprezintă în acest moment o prioritate. Referitor la sprijinul financiar aferent sectorului zootehnic, precizăm că APIA va începe efectuarea plăților după finalizarea tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în vigoare și implementarea acestora în sistemul informatic. Această activitate reprezentând o prioritate pentru agenție, se precizează în comunicatul APIA. Crescătorii de animale nu au fost încă informați oficial de APIA care este efectivul eligibil la plată sau care sunt progresele pe care le-au făcut de când modul de zootehnie a fost funcțional.